Cordova. Dar nici să plouă, să picure rouă și greu să încolțească bogată rădească. Vă aduc în adeze, de când îi primește, copiii vă crească, la mulțea să plărească. Tare ca piața, iute ca făgeata, tare ca ferul, iute ca oțelul, la anul și la mulțea. Să vă mulțumim pentru vizionare!
să colim de seara asta minunată de mine. Dar mi curață și nisofii la de mine. Poate să-l departe de cărți.
17 în această locație. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017. Comisia de urbanism... Cu amendament. Vă rog, doamne. În față de materialul publicat la bugetul local, au intervenit două modificări. Se majorează veniturile, urmarea adresei primite de la Ministerul Finanțelor, prin care ne-au fost suplimentate sumele din TVA, pentru salarii la învățământ 162.000 lei și hotărâri judecătorești la învățământ 104.000 lei. Totodată se modifică și cheltuielile cu această sumă. Se majorează titlul 10 cheltuieli de personal cu suma de 266.000 lei, cu mențiunea că
Pe Moinești, unitățile de învățământ și-au plătit salariile. Sumele restante erau doar pentru hotărâri judecătorești, dar pentru o ordonanță de urgență am înțeles că pot fi utilizate sumele de la salarii la hotărâri judecătorești. Dar eu trebuie să supun atenției dumneavoastră și aprobării, așa cum au fost primite sumele pe salarii și pe hotărâri. Asta e. Mulțumim. Comisia de urmărit discuții de tema proiectului. Dacă sunt obiecții față de propunerea doamnei directori. Supunem la vot proiectul cu amendamentul doamnei director economic. Cine este pentru? Împotrivă, să abțineți, domnul. Comisia economică, dacă sunt reverse sau discuții. Dacă nu supunem la vot amendamentul doamnei director. Cine este pentru? Împotrivă, să abțineți, cineva. Comisia juridică. Este marginea proiectului. Și pe legea 85. Deci, Diana. Da. Din ce am primit aici sume, cam 80%, am făcut eu un estimat așa față de necesarul comunicat de unitățile școlare, cam 80% din total se acoperă. Deci atât din hotărârile judecătorești, cât și din lege. Da. Acum fiecare școală știe exact specificul acolo cum trebuie să acord bani. Eu din necesar am dat undeva în jur de 80%. Deci era o solicitare pe aproximativ 400.000 lei pe toate cele 6 unități de învățământ. Am primit 266.000, mai aveau un cont unitățile cam 100.000, deci s-ar acoperi cam 360.000 din 400. Deci cam acolo, 90. Dar fiecare școală știe. În noiembrie au venit numai pentru hotărârile. De data aceasta n-a fost precizare, deci nici măcar nu am primit adresă, doar telefonic mi s-au comunicat sumele astea, știind că primăriile din județ și organizează ședințele de consiliu de regulă până în sărbători. Dar sumele vor fi achitate efectiv către cadrele didactice, probabil pe 27-28. Da. Supunem la vot proiectul cu amendamentul prezentat de doamna director. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești, Moinești, preliminată la data de 31.12.2017. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Comisia economică. Dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supune la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votați. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe teren și taxa pe terenul care contribuie la exploatarea resurselor de apă, precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Moinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, dacă cineva, mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia juridică, discuții, pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votare. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești, distrusă parțial cu un incendiu. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supune la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice. Supraetajare, sală festivități, strada Vasile Alexandrin, numărul 14, municipiul Moinești, faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 3. GCP 2016, proiectant, SC Group Consult, proiectele de Moinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, punem proiectul la vot. Cine este pentru?
Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia economică. Dacă sunt întrebări, s-a văzut, e dat. N-am mai votat o dată, că e cuța. Ba, nu, 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 doamna Pentită. La fază și ce? Acum votat și s-a votat la faza de studiu de fezabilitate. Dar pentru că au crescut. Da, pentru că acum suntem la faza de proiect tehnic. Aici avem detalii de execuții și ce n-a fost acoperit, a fost acoperit, iar pe de altă parte au intervenit și măsurile impuse de ISU în vederea obținerea vizului. Lucru care nu a fost inițial luat în calcul. Alte discuții dacă mai sunt, la Comisia Economică. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții. Dacă nu supunem la vot, cu cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Șapte. Proiect de hotărâre privind transmiterea folosinței de aprilie a unor imobile situate în municipiul Moinești, strada Bucur, Vladimirescu, numărul 151B, județul Bacău, către Agenția Națională pentru Locuințe. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votate. 8. Proiect de hotărâre privind închirierea directă a unui teren situat în municipiul Măinești, strada Tudor Vladimirescu, zona Bazar, în favoarea SG Aquila, 3 km SRL. Poate vă întrebați unii ce parcare și unde. Este vorba de spațiul acela din Nebila, am mai făcut un spațiu comercial. În partea stângă, cum intre acolo, e o zonă neasfaltată, nepavată. Am impus, odată cu eliberarea autorizației de funcționare, executarea acestui papaj. Pe perioada execuției, terenul va fi închiriat societății respective, urmând ca noi să beneficiem de, și noi de acea parcare pavată. Mulțumesc. Comisia de Urbanism, discuții. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări și marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votată. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești, situate în municipiul Moinești de sub Bacău. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votată în amintită. 10. Proiect de hotărâre pentru stingerea litigiului dintre SC Panimone sau Unești și Consiliul Local al Municipiului Unești, conform deciziei civile numărul 75 în 13.10.2015. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Cred că știți despre ce este vorba. Zona Cutrăița ne solicitau, au câștigat prin instanță, avea și o evaluare a unei sume sau să găsim un teren la schimb. Au venit cu propuneri, cred că e viabilă propunerea, putem să susținem și scăpăm de acest litigiu și banii noi. Cred că nu? Nu. Un alt teren. Un alt teren. În spate la Bucunei. În spate la Bucunei. Așa vreau să și vor să facă ceva. Au mai venit cu o propunere, este aici la materialul ședință, au solicitat o zonă din bazar. Am refuzat-o cu bazarul, urmează să intre și au solicitat pe cea din spate la titidarie, unde sunt ceva construcția. Nu, 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 nu
degrevează bugetul local de 30.000 de lei. Da, vă rog. Comisia de urbanism. Supunem la vot proiectul. Cine este împotrivă? Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuție pe smagerea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local din Municipiul Mănești, numărul 117 din 28.07.2017, privind stabilirea salariilor de bază pentru personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Mănești, personalul aparatului de lucru al Consiliului Local și personal din cadrul serviciilor publice aflate în ordinea acestora. Am să fac o mică precizare. Știți cu toții, în iulie am aprobat acei coeficienți pentru fiecare funcție în parte, după care s-a aplicat regulile aparatului de comunicare, începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul minim pe economie va fi 1.900 de lei, din care vor face parte și acele cote care merg pe stat plătite acum de angajat, dar în sarcina tot a angajatorului. Creștea salariul de la 1400, crește salariul la 1450 la 1900. Dar adăugând cotele pe care le plătim acum noi angajatului la stat, reținute de la, angajat, salariul duce undeva la 1776 de lei. Ca să ajungă la 1900, deci la coeficientul 1, se mai adaugă fiecare, deci o creștere salarială fiecărui muncitor necalificat care are acest minim pe economie de 124 de lei. În intenția legiuitorului a fost ca această creștere să se regăsească în mod special celui cu venitul minim garantat. Dacă am fi aplicat acest coeficient tuturor salariaților din primărie, atunci anvelopa salarială a primăriei creștea undeva cu 10-11%, undeva la 1 milion de lei. Astfel, prin reducerea acestor indicatori, acestor coeficienți, s-a trecut, nu se reduce niciun coeficient la cel cu minim pe economie sau aproape de minim, pentru că s-a intenționat o diferențiere față de următoarele gradații și încadrări ale salariaților din aparatul de lucru. Și am redus coeficienții cu 5%, toată, da? Vis-a-vis de cei aprobați în luna iulie 2017, iar creșterea anvelopei salariale este undeva într-un an, la aproximativ 400 de mii de lei. Mulțumim. Dacă mai sunt discuții, Comisia de Urbanism. Deci nu pierde nimeni la salariu, la toată lumea e o creștere, dar mai semnificativă la cei cu salariu mai mic decât la cei cu salariu mare. Rămâne echilibru, se creează un echilibru. Porteți? Se creează un pic echilibru. Da. Dacă mai sunt. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, să abțineți seama. Comisia economică, dacă sunt alte întrebări. Trebuia să mă abțin, având în vedere că vreau să fim cu conflict de interes. Având în vedere că soția este și angajată la unității administrativului teritoriale. Și în al doilea rând, chiar și reducerea asta, nu știu dacă ar fi fost singura fezabilă. Pentru că sunt o parte din colegi care știu că la o unitate, la o întreprindere, nu întotdeauna reducerile de buget se transformă în reducerea salariilor pe ansamblu. Cred că se pot găsi și analiza și alte măsuri. Se pot externaliza servicii care le facem la ora actuală, având în vedere că nu suntem o unitate profit. Deci, externalizarea anumitor servicii, cred că ar degreva bugetul local, și s-ar putea monitoriza mult mai ușor chiar și prestațiile. Sunt o grămadă de unități prestatoare de serviciu care produc dată în primărie. Ne-am obișnuit de fiecare dată să transformăm primăria, unitatea administrativă, ca o societate benefică de a bineface. Profit nu avem, dar bineface. Nu am văzut niciodată să penalizăm asociațiile de locatari, cetățenii din localitate,
care nu depozitează gunoiul, care nu vine iarna. O să plângă și o să înjure tot. Întâi pe domnul primar, îmi pare rău, dar așa e populația, întâi jură primarul și după aia până tot celălalt. Că nu vine să ideea zăpada din fața blocului. Trebuie să plătim noi ca să luăm zăpada din fața blocului. Eu sunt de acord, dar și cetățenii trebuie să înțeleagă. Vrem în UE, vrem servicii de calitate, dar pe cetățenii se coste zero. Primăria cred că încearcă să fie profesionalistă, să promoveze competența, dar în situații de genul ăsta, tot plafonul, salariile colegilor cu care încearcă să facă față solicitărilor cetățenilor, cred că va fi foarte greu. Cred că va trebui să ne gândim să mai externalizăm, să vedem dacă... Deja mulți cetățeni mă întreabă dacă știu, de exemplu, n-am apucat să verific ce-i drept, pentru că unitatea noastră administrativ-teritorială are o schemă mult mai numeroasă decât municipiul Onești. Nu știu, chiar sunt curios. Nu este adevărat? Că nu știu, nu. V-am spus, eu o spun chiar ca și cu municipiul Băinești, e de 254 de angajați, cu tot cu creșă, centru social, evidență populației, poliție locală, stare civilă. La asta se mai adaugă aproximativ 170 de persoane însoțitori pentru persoanele cu handicap, care, la rândul lor, au contract de muncă cu primăria. Deci, primăria Onești, spun că din discuții cu primarul, în luna iulie, când am avut acea majorare prima dată, undeva la 350-360 de angajați, dar ei mai au societate comercială, care au 700 de angajați la societatea comercială, ceva gen preserv ce am avut noi înainte. Da. Da, grevează foarte mult pentru că l-am întrebat pe primar cât cheltuiește. Nu știu, da, trebuie analizată. Trebuie analizată. Așa, din discuții libere, ce pot să vă spun, sunt o parte din colegii dumneavoastră, primari, care se gândesc să-și deducă numericul. N-am gândit acum la o reducere a numericului, semnând o reducere de organizare. Reducere colectivă sau... Vă spun sincer, și pentru că au avut 10.000 de salariați, mai suntem 1.000. Este foarte greu pentru cei care au rămas. Sarcinile de servicii sunt aceleași. Salariile nu au crescut. Dar nici nu s-au micșorat. La momentul ăsta tot crește, nu se micșorează niciun salariu. Eu așa... Niciun salariu. Cel puțin acum se modifică... Oricum abțin să nu intru un conflict de interes, cel puțin după aia o să mă înjuric. Și pe mine că am diminuat acei indici. Nu. Din punctul ăsta de vedere, deci s-au diminuat, dar salariul crește la fiecare, să știu. Trebuie analizat, s-ar putea să fie loc de a crește la cei care, într-adevăr, depun efort alături de voi, să presteze niște servicii de calitate. Revine. Să pot îmbunătăți calitatea prestațiilor. Tot vorbeați de abținere. Asta revine, în mare parte, colegilor mei de aici. Nu cei din primărie acum, sau care sunt șefii, directorii de serviciu care întocmesc fișa postului, care întocmesc calificativele la sfârșitul anului și tot dumneavoastră sunt cei care pot propune și sancționare atunci când un salariat de subordine nu-și face treaba. Eu vă răspund la ce m-ați întrebat. Și acum, de exemplu, când ați avut aceste discuții cu aparatul dumneavoastră, nu știu în ce măsură au fost de acord, noi nu știm, ne-a spus în față proiectul de lege, îl hotărâm, ați aruncat responsabilitatea pe noi. Au fost, nu, au fost, am avut întâlnire cu salariații. Nu știu, salariații. Pe noi, din președinții, măcar din comisii, să știm, să fie transparență, au fost și sindicate, nu știu. Este, a fost. Ca idee. Au fost toate. Deci, în lege, și poate, în lege, că acum... În lege scrie clar... Am avantajul că mă abțin, că nu vreau să intru, să fiu acuzat de conflict. Tocmai asta e discuția. Nu, dar e și una și alta, că dacă nu era acea cu conflictul, poate... Dacă nu, vă abțineți, nu se poate aplica, toți nu se poate aplica legea de la 1 ianuarie. Eu am zis ca și punct de vedere și legat de punctul tehnic de vedere și ca fapt că mă abțin, pe al doilea motiv. Mulțumim. Vă mulțumim și orice punct. Și dacă mai zici la decizia Consiliului de Etică, dacă nu, supune bravori, cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Eu mi s-o imuta, că n-am am prezentă conflict de comisie politică, discuții.
constați că aici nu știu eu, ca secretar aici, pentru că nu-mi dau seama cum au votat colegii. Deci avem puțin o abținere pe domnul... Bun, și aici colegii în spate pentru sau... Dar vreau că ăsta de felul lipsă. La Comisia Economică. Care sunt? La Comisia Economică. Domnul Pavel, domnul Văsăi. Aș vrea să repete votul, vă rog, la Comisia Economică. Cine este pentru? 2, 3, 4, acum e clar, da. Împotrivă, se abține cineva, nu votează domnul. Mulțumesc, Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Da, sunt bine repede, domnul Junior, și așa de găsit cu toții, să ne spunem punctul de vedere, pentru că numai atunci se face și se fac lucrurile cum trebuie. Sigur, mare este atât de înțeles și tot ce fac lucrurile cu toții, trebuie să realizăm când e vorba de cheltuială. Dar domnul mare are deja un nume în orașul ăsta, că este extrem de radical, ce este de cheltuială. Sunt convins că are vedere acest lucru și cu aparatul de zavide cu noi și asta e foarte clar și foarte mult să ne întâlnim aici. O să dezbate la diverse. O să dezbate la asta diverse ce le spuneți pentru noi la dimagine să spune cetățenilor și ne este extrem de greu să discutăm subiectul ăsta. Poate într-un bun lucru să stingem și să rezolvăm problema. Dar e bine. Bine, sunt bine rezolvate. Da. Alte discuții? Întrebați, dacă nu știu cum ne-am luat vot proiectul și împotriva, se abține cineva? Abține 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Măinești. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, spunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dar de nu se punem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Comisia Juridică, discuții, întrebări la marginea proiectului. Dacă nu sunt, se punem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votat pentru. 13. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Municipiului Măinești numărul 129 din 30/8/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Măinești în Consiliul de Administrație ale Unităților de Învățământ de Stat de Stat din Municipiul Măinești de Subacău. Comisia de Urbanism, discuții. Da, hotărârea trecută erau trei persoane. Doamna Dr. Tincu, domnul Ionel Butar, domnul Ilie Vasile. Trebuie să rămână doar doi. Dacă cineva vrea să ne întoarce. Se pune cu aici. Am eu rugăminte să mă ajutați eu. Da? Sunt pensionar, am de fel de liniște. Și o zi în respect pentru celălalt colegi. Am mai și greșit. Am mai și greșit. Eu cred că... Domnul președinte. E mai bine așa. Supunem la vot propunerea domnului consilier. De a se retrage din Consiliul Administrației al Colegiului Tehnic Vigoare Păvălcea. Domnul așa. Trebuie să rămân că o menalizează doi. Sunt rămân propunerile doamna Tincu și doamna Bucare. Da. Au făcut pe doamna Tincu. Ce-a fost un doamna Tincu? Nu. Așa. Doamna Tincu și doamna doctoră. Nu. Și doamna Tincu. Da. Supunem la văzut propunerile. Pentru doamna Tincu și pentru mine. Dacă sunteți împotrivă, Comisia Economică și supunem la vot hotărârea ce este pentru împotrivă de abținere. Comisia Juridică supunem la vot cele două propuneri doamna doctor din Consiliul Municipal. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votată. 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prin anigramii și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Moineșului Subacău. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva.
Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votați. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități în municipiul Menești de Trubacău. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentului Ziua Națională a Culturii Române. Comisia de urbanism, discuție. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, dar cine este cineva? Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Trecem la ordinea de zi, proiect de hotărâre privind repartiția locuinței sociale situate în municipiul Măinești, strada Ieremia Grigorescu, bloc de 2, apartamentul 18. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Domnule președinte, vă rog să fac procedurile.
și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile articolului 39 din legea 215/2001 și prin discuția primarului municipiului Voinești numărul 1447, s-a convocat astăzi Consiliul Local în ședința ordinară. Ați luat cunoștință de ordinea de zi prin notificările primite și prin în comisie. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? La fel și ordinea de zi suplimentară. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a municipiului Moinești. Rog raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru amendamentul propus de doamna director. Mulțumesc. Raportul Comisiei Economice. Comisia vizează favorabil proiectul de hotărâre, 6 voturi pentru și cu amendamentul. Da, mulțumesc. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil pentru proiectul de hotărâre cu amendamentul propus. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este cu amendamentul propus de la? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești, preliminată la data de 31.12.2017. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisia de Favorabil proiectul de hotărâre, 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impostului pe teren și taxei pe terenurile care contribuie la exploatarea resurselor de apă, precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție a bazinurilor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Moinești. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei vizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești, distrusă parțial în incendiu. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia, raport Comisia Economică. Membrii Comisia vizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, supraetajare, sală, festivități, strada Vasile Alexandrii, numărul 14, în municipiul Moinești, faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 3, per CCP, per 2016, proiectant SC Group, consult proiect SRB Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unor imobile situate în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, numărul 151B, județul Bacău, către Agenția Națională pentru Locuințe. Rog. Știți, știți cu toți despre ce este vorba, e acea aripă din clădirea hotelului cu bază de tratament. A fost domnul director general de la ANL aici în oraș, pentru că au început cele două blocuri.
Bucești au ajuns aproape de cota zero și au cheltuit banii pe mare parte din banii alocați în acest an la cele două grupuri. Iar aici, ieri am fost la Compania Națională de Investiții cu o solicitare pentru a include în lista pe la anul a acestei baze de tratament. De asemenea, am fost și am depus adresa și la Ministerul Sănătății și am discutat cu doamna secretar de stat de acolo, în vederea obținerii unui aviz de principiu pentru ca aceasta să funcționeze ca o unitate sanitară. Da, felicitări. Rog, raportul Comisiei. Tot ieri, mai un pic, am avut vizita celor de la Compania Națională de Investiții. Au identificat locațiile pentru care am depus cerere. Deci, pentru asta, deja, era trimisă prin fax cererea. Ieri am depus în original și am discutat cu doamna director a Companiei Naționale. Au venit în teren, au fotografiat, au vizualizat clădirile. De asemenea, au fost la Strand, la fostul centru de... la viitorul centru sportiv, să-i spun așa. Urmează să deschide o axă și acolo pentru bazine de înot. Cu siguranță va fi inclus în acea vizită. Totodată, dumneavoastră au fost și au vizitat și locația de la spital pe care urmează să execute acea extindere care am aprobat în ședința trecută. Da, mulțumim, doamna primar. Raport Comisiei Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Dacă mai sunt alte discuții pe marginea proiectului, poftim din nou. Partea asta de ANR pentru toată lumea sau nu aveți pentru care? Pentru cei din sănătate. Da, pentru care? Ce? Clădirea cu 7 etaje. Deci nu sunt ei pentru... Nu. Vor fi locuințe, numai locuințe pentru cei care lucrează în sănătate, fără limită de vârstă. Până acum era limită de vârstă, până la 35 de ani. Acum sunt fără limită de vârstă. Și la celălalt ANR? Acolo sunt cu limită de vârstă până la 35 de ani. Da. 52 de locuințe acolo, adică ceva. Mai sunt discuții. E gata în octombrie, da. Dacă nu mai sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind închirierea de lista unui teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, zona Bazan, în favoarea secția cu prima SRL. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești, situat în municipiul Moinești, județul Batoru. Raport comisiei. Este vorba de aceea clădire de la privată de la Alcor. Mai nou s-a mutat direcția de asistență socială de aproximativ o lună de zile. Am depus proiectele amelopare clădiri publice la ADN Nord-Est. Este în curs de evaluare. Domnul Armeanu, dacă îmi spune, știe ceva până acum? Nu suntem. Și a trecută prima fază, cea mai mică. Asta este o nouă piesă la dosar. Se fac parte din domeniul public. Ați văzut la urmă, pentru că suntem tot la această clădire, am eliberat aproape totalitate clădirea de jos de la fosta pediatrie, fosta direcție de asistență socială. Mai sunt cei doi cărora le-am găsit loc într-un apartament al primăriei. Am transformat-o în locuință socială și repartizăm astăzi. Da? Am reparat-o, i-am și vom muta probabil mâine, urmând ca acea clădire, care este în litigiu cu Consiliul Județean, să vedem cine va urma pașii pentru demularea ei, pentru că nu mai poate fi folosită pe noi sau Consiliul. Partea de pensii s-a mutat tot aici. Tot aici. Cu intrarea prin spate, pe lângă casa practică. Unde era înainte? Era șomaj. Exact în birou unde era șomaj, este casa de pensii și pe holul ăla e direcția de asistență socială. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Mai sunt? Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu s-o supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 10.
Proiect de hotărâre privind stingerea litigiului dintre SECE Panimon Piesa Onești și Consiliul Local al Municipiului Moinești, conform deciziei civile numărul 605 pe 13.10.2015. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 117 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Moinești, personalul aparatului de lucru al Consiliului Local și personalul din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea acestea. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Lucru Economic. Membrii Comisiei autorizează favorabil proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru, iar domnul consilier Sandu Teodor nu votează. Da. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi. Discuții pe marginea proiectului. Optimism. Aici vis-a-vis de ce a zis domnul consilier. Legea va permite să nu faceți salarizarea în funcție de performanță? Nu, pentru. Adică ai voie ca la o serie de... Pentru performanță, poți să acordi până la 5% la urmă. Poți să acordi până la 5%. Se pot acorda sub formă de premii până la 5%, dar să nu depășească două salarii minim pe economie, pentru performanță. Pentru excepții, mai mult. Mă refer că nu mă nescus poate ca la un SRL sau un ISA. Erau angajați care au salarii mai mare. Nu poți, pentru că am aprobat acest coeficient și trebuie respectat la fiecare funcție în parte după gradul și încadrarea care o are. Vechime. Da, să zic. Păi nu pot să depășesc. Nu fac eu salarii că de eu tot ce trebuie să iau. Aia spun. Ca salariul de bază, nu se poate depăși salariul domnului vicepreședinte. Până acolo este nimic. Și la buget? Și se pune la orice societate în care lucrează pe copii. Când se reduc cheltuielile sau e un buget limitat sau un buget, asta este economia de piață la urmă. Diferența unitate bazată pe profit. La o unitate, în mod profit, este o unitate administrativă teritorială, se poate pune problema. Fac față la solicitările zilnice cu 200 de salariați sau pot să-mi permit să lucrez cu 100 de trebuie salariați? Trebuie să stea la puterea primarului asta, pentru că primarul stă în birou cu colegii care lucrează zi de zi. De aia, de la zi din sală, la care faceți referire și pentru care v-a simt să ia văzuri, atunci când un coleg se suportea lui, nu face treabă. Asta este chestie de regulament de ordine interioară pe care vorbesc că salariația unității are și administrativ teritorială respectă. Eu am fost problema din punct de vedere economic, din punct de vedere și sindical, dacă doriți. Într-adevăr, ca sindicalist, te voi opune întotdeauna unor diminuări de indexe. Dacă ești din partea patronatului, întotdeauna vei fi contra. Este foarte greu. Pentru că știm ce s-a întâmplat și vă dau un caz concret în Petrom. Este o muncă fantastică. Când sunt probleme de genul ăsta de constrângeri de buget, de profit, de reduceri de bugete de cheltuieli și așa mai departe. Nu e ușor, într-adevăr, să dai din 10.000 de salariați să ajungi să faci aceeași producție, același profit cu 1.000 de salariați. Schimbați patronul, puneți românul. La dumneavoastră, patronul nu mai poate schimba, pentru că tot noi, ca nație, am fost proști și am dat-o la 10. Dar nu vă gândiți că dacă era un român, poate nu făcea la fel. Pentru că e vorba de profit. Nu o făcea. Și de rentabil. Ei, bun. Dacă era la urmă, era curat. Era curat. Te zicem, acolo se vorbește de profit, dar aici nu vorbim de profit, ci trebuie să ne cadrăm în cheltuieli. De pe
la funcționare și dezvoltare. Sunt două bugete. Doamna și de materiale și de tot ce aveți ca... Funcționarea, pe de o parte, nu putem depăși și la ora asta suntem undeva cu funcționarea la total venituri din diverse. Nu am trebuie. Nici mie nu-mi place să reduc sau... V-am spus, nu este o diminuare a niciunui salariu. E o creștere, da? Cadrul 1, să mă încadreze. Cu aparatul dumneavoastră nouă ne-ați transferat niște indici și niște salarii. E bine, e rău, n-aș putea să spun. Deci de la indice aprobați, merg către salariat. Nu poți să dai unui salariat preferențial. Deci ați aprobat o funcție... Dacă și se poate analiza din punct de vedere a numericului, cum face orice unitate. E o problemă care se analizează în timp. Nu, astăzi ne apucăm de o conciliere colectivă. Nu se poate. Dacă procedam la o conciliere colectivă, poate nu umbla la inimii. O problemă care se poate analiza de cursul anului viitor. Este o soluție de moment, să zic, foarte bună, foarte înțelegătoare. Cred că a fost în mare majoritatea creată de personalul din primărie, dar trebuie avut, poate, nu știu, din moment ce noi n-am asistat măcar ca președinți de comisie sau delegați din partea comisiilor care suntem, am pus pe nimeni. Nu e rău. Nu prevedea legea. De acord cu dumneavoastră, dar nici așa părerile sunt împărțite. Supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă? Vă dat cu 16 voturi pentru și un nevot. O neparticipare la neparticipare la nevot, da. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Contractul de delegare când se inscrie. Ar trebui pe viitor. Ce am observat și rândul trecut când l-am votat, nu este în concordanță cu legea 1, cu regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ, care acolo spune elevul, studentul, are gratuitate 50% pe mijloacele de transport. Am înțeles că dă o reducere de 20% la abonamente, cel care face. Dar e și elevul de la Alexandru Sever, care odată în pe lună poate vrea să vină în Moinești. Atunci scoate carnetul de ele. Ar trebui prevăzut lucrul ăsta de lucru. Ceilalți au abonament, cei de la liceu. Da. Da. Trebuie atunci când ați făcut de acolo. Să ținem cont. Trebuie să pregătești și pensii, dar cineva o să vrea să spună. Da. Supunem la vot proiectul în forma propusă. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat? 17. 13. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 129/30/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ de Universitate de Stat din Municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisiei Economică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Au vis favorabil cu 6 voturi. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votat cu 17 voturi pentru. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție ale Direcției de Asistență Socială Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Discuții pe marginea proiectului.
Dacă nu se supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Infrastructură Socială Comunitară pentru Persoane Adulte cu Dizabilități în Municipiul Moneș, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu se supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentului Ziua Națională a Culturii Române. Aviz. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind repartiția locuinței sociale situate în municipiul Moneș, strada Ieremia Grigorescu, bloc Sezoi, apartament 18, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată unanimitate. La diverse. Da. Vreau mai înainte, domnul consilier, de situația creată, o situație fără precedent în țară, nu de acum, în județul Bacău, pentru că e situația județului Bacău și nu a municipiului Moineș. Am participat marți la adunarea generală a asociației, a ADIS-ului, la care a participat domnul președinte, aparatul de lucru, dar nu a fost vorum și de aceea nu s-au luat hotărâri. Cu toate acestea, au trimis către Consiliul Local, astăzi am primit la mapă, hotărârea prin care să aprobăm încheierea contractului cu nou operator la stațiile de sortare și transfer din județ. Deci după 3 ani de judecată a câștigat Ecosud, care de fapt era de câștigător de prima dată, dar celor din ADIS s-a părut pe prețul prea mic. Așa am fost informat ultima dată. Mi se pare ceva neobișnuit ca să refuz să-l adjudeci pe cel cu prețul cel mai mic. După 3 ani de judecată pe la Compania Națională și prin instanță, a rămas tot la câștigător, dar noi am întârziat 3 ani. Din vina aparatului de lucru de la ADIS, pe care l-am, de mai multe ori, i-am făcut incompetenți. Și sunt reprezentanții noștri, de fapt, reprezentanții primăriilor. Dar sunt acolo angajați de comitetul director și de președinte. Degeaba am propus eu odată și chiar demisia, pentru că nu s-a ținut cont de ea. Am ajuns în situația asta că după 20 de luni de prestații la Moinești, să sisteze în Oprescu. Pentru că tot acest aparat de lucru n-a văzut nici la 3 luni, nici la 6 luni, așa cum se sistează veniturile IVG-ul în cazul în care depășim și facem arierate, depășim 90 de zile la plata unor facturi. Ne sesizează TIS-ul, de fapt, dacă nu ne sesizăm noi, că ne sesizează acele venituri. Acest aparat de lucru n-a luat măsuri nici la 3 luni, nici cu Moinești, nici cu Dărmănești, nici cu celălalt de comune care sunt în situația noastră. Dar, acum când Rombresto a asistat, nu pliază ca să facă echipă, să spun așa, cu noi, cei care suntem la ora asta asistați, ne este asistat colectarea deșeurilor și transportul lor la depozitul regional. De ce spun acest lucru? Pentru că directorul ADIS, cel plătit de noi, apare la realitate săptămâna trecută și spune că acest proiect va fi pierdut dacă Moineștiul nu achită 21 de miliarde, Dărmăneștiul 15 miliarde, nu știu ce comune și așa mai departe. Niște sume exorbitante. Dacă luăm în calcul că noi, în 20 de luni, am achitat la Rombrest aproape 14 miliarde de lei. Și cu 21 care spune că suntem prestanți, iată 35 de miliarde. Împărțiți la numărul populației căreia îi se prestează acest serviciu și vedeți cum vreau cam cât ar trebui să plătim noi pe acest gunoi. Am susținut, susțin în continuare și faptul că nu am majorat prețul la gunoi pentru că taxe speciale, pentru că noi suntem cei care am funcționat și știm cu toții și am reușit cu 7,50 lei și am menținut cu toții această taxă
pentru care astăzi suntem dați în judecată. Am deschis noi o acțiune în urmă cu câteva luni pentru a anula acele notificări pe care ni le trimitea ADIS-ul cu datoria către ei. Astăzi ne-au trimis o plângere prealabilă pentru suma de 2.100.000 de lei. Vom depune și noi documentele necesare și întâmpinare la acțiune. Vom răspunde plângerii penale. Dacă ne vor acționa în instanță, vom depune întâmpinare pentru a susține că nu e o datorie presupusă și nu putem achita servicii pentru persoane cărora nu li s-a prestat acest serviciu. Și legea 101 prevede de altfel lucrul ăsta, 101 privind serviciile publice, că nu trebuie să plătească cel căruia nu i s-a prestat acest serviciu. Mai mult decât atât, chiar dimineața mi-a arătat doamna secretar, la recensământul din 2011, peste 4.000 de persoane care lipsesc peste 12 luni din oraș. Sunt plecate definitiv, pe perioadă îndelungată. Recenzate. Cu documente. Deci nu cu... Pe care o să le trimit și pe acestea la ADIS, să demonstrăm că aceste persoane n-au fost și o să le depunem și la instanță. Dar astea sunt de viitor, ce vă spun, și nu știu ce o să facem în prezent. Ieri am apelat iar la Agenția Națională de Protecție a Mediului. A avut discuții cu doamna Ministrul al Mediului. Doamna era în ședința de guvern, n-am putut să stau de vorbă cu dumneai, dar am stat cu președintele acestei agenții, care este cu rang de secretar de stat, face demersuri, dar în continuare trimite spre Consiliul Județean și ADIS Bacău, din care facem parte toate localitățile județului. Am venit cu propuneri pentru a da dovadă că ne dorim continuarea acestui proiect și nu excluderea noastră, așa cum se cere astăzi, excluderea Dărmăneșului. Nu știu de ce numai a Dărmăneșului, că Dărmăneșul are mai puțină datorie ca noi, dar astăzi o cere la Dărmănești, probabil luna viitoare pe a noastră. Au mai ținut-o și vă spun și din ce motiv, pentru că avem în proprietate acea stație de sortare și nu poate încheia contractul nou dacă nu va da acea stație în administrare noului operator și atunci ea au o problemă cei de la ADIS. Eu le-am spus, așa cum v-am explicat și la trecut și dumnealor, că mă țin de cuvânt în ceea ce am propus acolo în ADIS, că mă țin de cuvânt ce am propus și în Consiliul Local, adică să virez acea sumă pe care am votat-o noi ca și subvenție, am și virat-o zilele trecute în contul ADIS, avem în dezbatere publică hotărârea cu prețul conform politicii tarifare aprobate în 2010, ținând cont de salariul minim pe economie astăzi, ținând cont de creșterea euro, de creșterea tuturor cheltuielilor de funcționare și a celorlalte utilități. Și cu toate acestea, am înaintat adresă Consiliului Județean, ADIS-ului, Prefectului și spun că în continuare nu ajung la o înțelegere cu operatorul. Am propus virarea acelei sume, iar pentru suma restanță, până la 21 de miliarde, ce va spune instanța, în momentul ăla ne vom supune noi sau ei, cu toții, de fapt, ne vom supune acelei hotărâri judecătorești, care are de plată, vom suporta consecințele fiecare. Iată că astăzi am fost din nou în biroul Prefectului, m-am aplaudat și mi-am plecat la două, eram înapoi, pentru că la ora 3 a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în urma Comitetului Local hotărârii Comitetului Local întrunit săptămâna trecută, când am cerut din nou, când am cerut prelungirea stării de alertă, alături de noi, să spun așa, a cerut stare de alertă orașul Dărmănești și Comuna Secuiești. Fiind vorba de mai multe localități din județ, Prefectul a solicitat Ministrului de Interne avizul pentru declararea stării de alertă pe județ. Acum, la ora 3, este întrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru declararea stării de alertă. Am mai avut stare de alertă o lună de zile. Știți cum am procedat. Ne-am chinuit cu utilajele noastre, cu muncitori de la 4, cu oameni muncitori de la 416, cu cei din aparatul de lucru de la Direcția Domeniul Public și Utilități Publice. Ne-am chinuit ca în urmă cu 40 de ani. Nu cu căruța și calul, dar cu tractorul și autoutilitarele primăriei, dar prin manevrarea acelor tubele de 1,1 metri cub și știți ce înseamnă ca și greutate de către acești muncitori. Suntem în aceeași situație și astăzi. Mai mult decât atât, astăzi a venit Garda de Mediu. Să știți că n-a mai fost deloc. Deci, de 2-3 ori pe săptămână și ne-a spus că revin din nou miercuri. Astăzi a încheiat o notă de constatare. Data trecută a încheiat un avertisment. Astăzi, un avertisment și un proces verbal, 15.000 de lei amendă. Amendează primăria și primarul pentru că
au procedat la colectarea deșeurilor la cuvânt. Bineînțeles că am făcut obiecțiuni conform legii 215, care au atribuții în legea 215 pentru salubrizarea orașului. Am făcut obiecțiuni la acel proces verbal, nu l-am semnat, îl vom contesta în instanță. Dar faptul însuși că suntem vizitați de 2-3 ori pe săptămână de garda de medici și nu mă Măinești și Dărmăneștiu, e un semn de întrebare. De ce nu și celelalte localități din județ, cărora le este asistat sau cărora la ora asta nu le este asistată colectarea, dar au datorii în proporție, dacă o facem proporția cu o comună cu 3.000 de locuitori, are datorie 700 de milioane, vă dați seama că e o proporție egală cu a noastră, dar nu are asistat. Probabil dumnealor și-au luat angajamente că după sărbători, în luna ianuarie, februarie, când știm cu toții că sunt creșteri la încasarea veniturilor proprii, datorită acelor reduceri de 10%, dar nu taxe speciale, reducerea impozitului, și-au luat angajament că vor plăti. Vor plăti la început de an, nu știu de unde vor plăti mai încolo. Dar vă spuneam că nu-mi doresc, nici eu și nici dumneavoastră, cred să ieșim din această asociație sau să nu ni se mai presteze serviciul, mai ales că acum va începe și colectarea selectivă după ce se va încheia acel contract. Și am dat dovadă că vrem acest lucru. Nu da aceeași dovadă asociația din care facem parte, cu președintele Consiliului Județean, care este și președintele asociației, pentru că făcând aceste demersuri, am plătit, am promovat acea hotărâre, urmează să înceapă colectarea selectivă, am întocmit contracte împreună cu cei de la Rompresc pentru aproape 3 sferturi din Agenții Economiei și în oraș. Iată că s-au făcut pași importanți și mai urmează și ar însemna o reducere a cantității de deșeuri care ar trebui transportată pe viitor, mă refer la deșeul menajer din municipiul Măinești, de la populație pentru care se plătește această taxă specială, s-ar reduce prin reciclare, s-a redus deja prin colectarea de la agenții economici, unde mai este mult de lucru. Dar așa cum spunea și domnul consilier, implică și atitudinea noastră ca cetățeni, atitudinea civică față de cei din jurul nostru, pentru că dacă am trecut prin această criză, s-a văzut o mai mare dezordine în jurul containerilor. Dacă omul a văzut că e cu noi înăuntru, nu s-a mai dus nici măcar până acolo să depună, ce l-a aruncat de la distanță. Și aici ne poate confirma domnul director de la Poliția Locală că are întocmite procese verbale de avertisment și amenzi, dar nu putem fi în același timp și în toate locurile unde se depozitează deșeul. Am desființat, ați văzut, mai ales pe drumurile, pe drumul național, pe celelalte cartiere, am ridicat puterile de 1,1 metri cub din locațiile unde ar trebui să fie doar pubele pentru deșeuri reciclabile. Și vor apărea, dacă acest proiect va continua, și dacă nu, noi tot trebuie să ne facem treaba să salubrizăm orașul, pe acele locații vor apărea pubele doar pentru deșeuri reciclabile. Fiecare cetățean are la domiciliu o pubelă pentru deșeuri menajer și odată pe săptămână trece mașina pe la fiecare și le-a. Cu toate acestea, cetățenii tot duc deșeuri la aceste pubele. În cantitate mai mică, ce-i drept. Am observat o diminuare a acestor deșeuri, mai ales la intrările din oraș. Cei din Comuna Podul, pe partea de Micleasca, unde erau, am pus mașină la 5:30 dimineața, mașină civilă din primărie, cu polițist local civil, a păzit zile la rând, dimineața la rând, acea pubelă, până s-au lămurit cei de la Poduri, că e păzită și nu mai vin cu gunoi acolo. Același lucru s-a întâmplat la intrarea dinspre Zemeș, la Budaca, la fabrica de pâine acolo. Toți din Zemeș, toți. Persoane care au crezut de cuvință, veneau cu gunoi și îl lăsau acolo. Și acolo am întreprins acțiuni și iată că s-a redus și acolo cantitatea. Mai e de lucru în cartiere. De aceea vă cer sprijinul dumneavoastră în continuare să transmiteți cetățenilor că nu-i de vină primarul, nu-i de vină Consiliul Local sau aparatul de lucru că am ajuns în această situație. E de vină o asociație, consider eu, care nu și-a făcut treaba la timp. Poate și noi am trecut prea ușor prin acel contract atunci când l-am aprobat în 2010 și am crezut într-un proiect viabil, într-un proiect pe care Uniunea Europeană l-a finanțat și cu toții am sperat ca să ne îmbunătățim această activitate și nu să o răutățim așa cum s-a întâmplat astăzi. Ne era bine cu acel serviciu, am crezut într-un serviciu mai bun și iată rezultatul. Cam asta despre salubritate. Orice contract poate fi reziliat, poate fi denunțat. Da. Acest contract, la ora asta, nu poate, dacă solicităm o ieșire de bună voie din acest contract, putem fi acuzați că nu ne-am dorit continuarea lui și
suntem fund de plată pe tot ce s-a investit și nu pe o corecție, ci pe întreaga sumă. Cel care renunță, există și acest lucru, la atunci când ai accesat fondul european, mai ales, să fii fund de plată dacă renunți de bunăvoie. Deci nu este un contract în care poți să renunți. Dacă renunți, ai această plată. Să renunți. Ce înseamnă că acel contract nu a fost semnat în beneficiu ambelor părți. A fost unilateral. Vă spuneam acum câteva secunde de o trecere cu ușurință la acea dată, pe considerentul că e o îmbunătățire a acestei activități, poate și a noastră, poate și a celor de la ADIS, pentru că am susținut și susțin în continuare. Un studiu de fezabilitate e o propunere în prima fază, da? De acolo pornește acel proiect. Dacă un consultant, la vremea respectivă, așa a văzut dumnealui, noi am crezut că este bine și am aprobat acel studiu, da? Acela a propus consultant. Le-am dat exemplu unui bloc cu 10 etaje. Dacă facem un studiu de fezabilitate și acel proiectant la etajul 2 nu pune fierbător, credeți că se face bloc cu 10 etaje? Nu. Se cheamă beneficiarul, se cheamă executantul, se cheamă proiectantul și vede de cum poate regla un NCS, un NR, notă de renunțare sau de comandă specială, ca să pună fierbător la etajul 2 să nu meargă până la etajul 10. Ei, noi suntem în situația asta cu acest proiect. Le solicit în continuare să solicite și dumneavoastră la rândul lor la Ministerul Fondurilor Europene reducerea numărului populației așa cum este de fapt în țara noastră, reducerea cantităților, pentru că nu suntem la o cantitate de 0,94 kg pe persoană în urban și 0,4 în rural, așa cum au țările dezvoltate în Uniunea Europeană. Sau la care pierd Germania, Spania, Anglia, acolo poate face atât deșeu un cetățean. Eu zic că în România nu există. Mai ales la o familie cu 7-8 copii să facă un kilogram de deșeuri pe zi, pe persoană. Am solicitat scris acest lucru, au primit și dumneavoastră acolo. Mai mult decât atât, am solicitat și varianta care corespunde ordonanței 166 de România, care spune cât arunci, atât plătești. Aceasta n-a trimis-o la Ministerul Fondurilor Europene. Îmi insist și voi reveni la adresă să trimită și această propunere a noastră. Dar la ADIS-ul care a zis să le protejeze pe noi. Se duce la televiziune, m-a spus cineva mea. Păi nu-i corect. Asta se exclude ADIS-ul ăsta. Să vezi că nu mă atunci. Noi suntem ADIS. Atunci ne recolităm să curăm puțin de răspători, cum știm noi mai unește. Ce să ne facem? Dacă ajungem de nebolă din oraș. Suntem o localitate din cele 65. Aceea situație are și Dărmănești, avem și noi. Eu vă spun că se declară starea de alertă, să spunem, în seara asta, dacă o dă. Am mai avut. N-am fost ajutat cu nimic în starea de alertă. Am mers la agenții economici autorizați în județ de a efectua astfel de activități. Dar nu au licență de exploatare pe municipiul Moinești, în orașul Dărmănești, pe comuna Stecuien sau Măgirești, care nu sunt în situația asta. Și atunci au refuzat. Și sub amenințarea unor deconcentrate. Mediu, ADRSC și așa mai departe, care le-a spus, dacă ai călcat localitățile unde e suspendat serviciul, vei avea probleme. Am vorbit cu ei seara la telefon, dimineața n-au mai răspuns, au spus, lasă-mă în face. Ei, singurul licențiat pe această zonă este Romprescu. Am solicitat asta prefectului astăzi, de asta am fugit la Bacău, să-i spun că dacă se întrunește Comitetul Județean, trebuie să-i impună Romprescului să vină să colecteze deșeul. Că eu nu pot negocia, am venit astăzi o adresă și îmi cere 110 lei pe metru cub. Noi acum în stație, cred că avem 2000 de metri cub. E calculat 110, cam cât costă gunoiul din stație. Cum să-i dau 110 lei de 110 lei pe tonă? Pe metru cub, nu pe tonă. Pe tonă de 560 ceva de lei. Când Romprestu primește de la ADIS 317 lei pe tonă. Iar astăzi de la primăria Moinești vrea 532. Păi trebuie să le demonstrăm că în această lume... Am demonstrat tot ce s-a putut. Nu avem mai mult cu noi, nu s-a putut de fapt la ei. Da. Două. Da, da. Exact cum v-am dat exemplu blocului. Am mers mai departe la bloc, nu poți merge dacă nu-i pierde. Aici, dacă nu se intervine acum, deci proiectul ăsta nu are continuitate așa. Pentru că toate comunele, mă uitam pe o adresă astăzi care ne-au trimis un dumneavoastră, o comună cu 4600 de cetățeni la recensământ, astăzi declară primarul 2600. Faceți proporția, mie este cea de la Moinești, care avem astăzi 13.000 din 21.800, din 21.800. Nu e aceeași proporție? Deci în tot județul este această problemă, toată țara.
le spun și spun așa, deblocăm, ai plătit banii ăștia, dacă tu, primar, dai o declarație prin care te angajezi să plătești 9,97 lei, cum va fi prețul, ori 22.000 de locuitori. Ați semnat dumneavoastră, dacă ați fi primar, o asemenea hârtie, o asemenea document? Nu cred. Vă rog, sigur trebuie să luăm în discuție ceea ce propun dumneavoastră acum, că acel contract cu numărul de persoane, nu știu dacă vom vota, dacă nu, vom analiza în comisie și după aia voi supune în plenul spre aprobare, dar dacă suntem în continuare asistați, ce să pierdă noului operator? O stație plină cu deșeu? Dacă ea așa, eu aprob mine. Dar nu doresc domnii care vin acum să preia o stație cu 2000 de metri cu de deșeu menajer. Nu perfect. Dar atunci o să vă rog pe dumneavoastră și cred că în colectiv trebuie să mergem la prefectură, la Consiliul Județean și mai departe, dacă e cazul. Pentru că eu vă spun că am văzut și Bucureștiul și Consiliul Județean și tot ce trebuie. Văd, asta e o problemă națională. Da, domnul. Este o problemă la nivelul întregii țări. Problema este în felul următor. Domnul consilier. În fiecare... Deoarece nu s-a atins niciun punct aici, dar cu multă dragoste și cu multă simpatie în colindele atât de frumoase care le-au recitat acești oameni cu dizabilități, m-a surprins într-un mod deosebit și cred că și pe dumneavoastră. Aș dori să amintesc că în acest an, în această lună, cu câteva zile în urmă, ne-a murit un mare român, domnilor. Este vorba de regele Mihai, care este o persoană inegalabilă pentru poporul român și s-a văzut pe toate pastilele românească. Cu bunăvoința domnului primar și a dumneavoastră consilier, nu aș vrea să-i păstrăm în mâine de reculegere noi, mâineștenii, dacă este posibil, domnul primar, pentru că o asemenea oameni nu se mai nasă. Niciodată. Și ne reprezintă pe noi români. Este un lucru de mare valoare. Acești oameni trebuie să se punem lângă icoana noastră. Dacă mă gândesc foarte bine. Pentru că ne onorează asemenea oameni. Și cine ne-a vizitat statul român? Cele mai mari unități ale lumii. Deci, eu unul personal aș vrea să vă spun un moment de reculegere, dacă este posibil. Dacă nu este posibil, fiecare să-și păstreze în cugetul. Mulțumim frumos. Da. Eu vă doresc la fiecare să vă doresc cu bine, să vină Moșul Crăciun cât mai încărcat și să fim mai buni, într-adevăr, cu toți și să fim mai toleranți. Dar să nu fim toleranți cu cei de la care ne vor rău și ne vor mai în oraș. Este foarte clar. Dar o să găsim în stare o posibilitate, o fisură să ne deblocăm și de acest flagel care nu se poate. Deci trebuie să terminăm. Avem copii. Trec în lângă tot veloane și cu asta cred că toți suntem de acord. Un Crăciun fericit la toți și la familia noastră. O zi bună. Da, domnul. Pare foarte rău. Nu l-am observat. Sărbărită fără n-am voi și un spate. Domnul Consiliu, la PNL. Problema gunoiului este la nivel național. Hai să vedem, eu nu știu de ce, cei de sus, nu noi. Pentru că noi am avut situația asta nu datorită nouă, datorită celor care conduc România și nu văd ceea ce trebuie să facă. Problema este că din România să pleacă foarte mult. Tineretul pleacă, iar noi generația asta ne împuținăm, care suntem generația lui Ceaușescu, cum se zice, plecăm în partea aia. Dar în toate orașele, în toate localitățile, se mișorează populația de zi ce trece. Dacă nu vă vine să credeți, încercați să vorbiți cu preot, vedeți câte mormântări am pe an și câte botezuri. Problema este în felul următor. Trebuie făcute presiuni la guvern încât să se plătească la cantitate. Pentru că asta este. Cât într-o localitate să face cu noi, să cântărește, să cântare, să duce, să... Să rezolvă problema asta la nivelul României, nu la nivelul Bacău.
Dar eu știu un singur lucru. Există o mafia gunoiului, toată lumea. Și acea mafie e foarte greu de înlăturat. Însă cei care conduc România trebuie să mai termină cu gărzi de mafie. Să conducă România asta nu trebuie condus. Atât. Mulțumim. Mai e cineva? Mai e cineva? Mai e o problemă aici, de exemplu, de la accesul ăsta cigatoriu, când se urcă, trebuie pus o balustradă acolo, pentru că vă două mașini s-au dus în rămaie. Vă două, trei mașini. Deci acolo, pe drumul ăla, care luăm noi în primire. Deci trebuie pus acolo o barieră, că să nu mai știu. Da. Pentru că, știți cu toții, am mai făcut invitația și vreau să o repet. Pe 27, la ora 15, se pleacă de la cea de la Romanța, cu toate cetele. Deci 14 începe în parc, 15 la rond la autogar. Da? La 14 sunt copiii de la școli care mă susține un program și de la clubul elevilor, doamna Iprima Enica. Noi, în jur de ora 15.30, sper să ajungem aici la, în fața scenei. După deplasarea pe centru. Știți că în fiecare an se strâng acolo la autogară, în colonați venim până la parc. După care își vor susține fiecare program. Vă invit și pe dumneavoastră să faceți parte din statul oficial, să mergem către scenă, da? Mască sau fără? A doua? Cortez? Mască sau fără? Nu, mergem fără. Dar să putem răspunde ce zice în loc. Al doilea eveniment important este ăsta pe anul viitor. Pe data de 4 ianuarie debutăm cu rularea firmelor la cinema. La ora 18 va fi joi pe 4, primul film, după care vom avea un program săptămânal. Lunea, marțea și vinerea de la ora 18, duminica matineu pentru copii la ora 11 și după amiază de la 16 la 18. Filmele. O să vedeți publicat programul detaliat pentru întreaga lume. Ce filme sunt și că la gata ce... Vă pot spune că filmul care va lua pe 4 a debutat pe 12 decembrie. Și în continuare, filmele care le vom viziona sunt filme care, dacă apar în București, pot apărea și la noi în aceea zi. Sau dacă apar în Patros sau în altă caz. Sau în lume. Da. Da, alte probleme. Biletul costă 15 lei pentru adulți, 10 lei pentru elevi. Se adaugă 10 lei pentru un leu pentru ochelari, atunci când este film 3D. Care se predau după pentru la final. Da. Pentru și pentru că e ultima ședință din an, dați-mi voie, pentru că e ultima ședință din an, ca numele aparatului primăriei, a tuturor colegilor, a mea personal, să vă mulțumesc pentru ceea ce am realizat în acest an, dumneavoastră, consilierilor locali, colegilor cicloanului, dar astăzi că suntem noi cei de la, dumneavoastră cei din Consiliul Local, să vă urez multă sănătate, fericire și un căldură la mulțumesc. E un buget de austeritate, ca și am așteptat.